Benedictionem omnium gentium dedetine, et testamentum suum confirmavit super caput eo. Patri et Filio et Spiritui Sancto. Thank you.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Excelența voastră, preasfințite Iosif Păuleț, Excelența voastră, preasfințite Petru, cucernici, părinți concelebranți, iubiți credincioși, suntem în seara aceasta împreună prezenți în catedrala noastră, episcopi, preoți și credincioși, în comuniune cu toți cei de acasă care urmăresc această transmisiune, pentru a celebra Sfânta Liturghie în solemnitatea Sfântului Iosif, soțul Preacuratei Fecioare Maria. La această liturghie dorim să-i mulțumim Domnului și să-i cerem în continuare ajutorul prin mijlocirea Sfântului Iosif pentru această pagină importantă din istoria diecezei noastre, care se scrie astăzi prin inaugurarea mult așteptatului radio diecezan Ercis FM. Detalii referitoare la acest moment ne va oferi la sfârșitul liturghiei Părintele Adrian Blăjuță, cel care coordonează echipa Ercis Media. Și sigur, îl purtăm în rugăciunea noastră la această liturghie pe păstorul diecezei noastre, care poartă numele Sfântului Iosif, precum și pe toți cei care astăzi își servează ziua numelui. Sfântul Iosif, sub ocrotirea căruia Papa Francisc a pus întreaga biserică în acest an liturgic, să vegheze și să ne poarte de grijă tuturor, și să ne ajute ca asemenea Lui să cunoaștem și să împlinim întotdeauna voința sfântă a Lui Dumnezeu. Fraților, să ne recunoaștem acum cu umilință păcatele, să-i cerem iertare Lui Dumnezeu pentru tot ce am greșit în viața noastră, ca să participăm cu demnitate și cu mult folos sufletesc la celebrarea jertfei Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea o rog pe Sfânta Maria, Ururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
Dumnezeule atotputernic, care ai binevoie să încredințezi ocrotirii fidele a Sfântului Iosif, începutul misterelor mântuirii, dă-i bisericii tale harul ca prin mijlocirea lui să le păstreze cu credință și să lucreze cu râvnă pentru împlinirea lor. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatălui său. Citire din cartea a doua a lui Samuel. În zilele acelea, cuvântul Domnului a fost adresat lui Natan. Du-te și spune-i slujitorului meu David, așa vorbește Domnul, când se vor împlini zilele tale și te vei odihni cu părinții tăi, voi ridica un descendent al tău după tine, care a ieșit din tine, și voi întări domnia. El va zidi o casă numelui meu și voi întări scaunul lui de domnie pentru vecie. Eu îi voi fi lui tată și el îmi va fi mie fiu. Casa ta și domnia ta vor fi stabile înaintea ta pentru totdeauna, iar tronul tău va fi întărit pe vecie. Cuvântul Domnului. Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, promisiunea că va deveni moștenitorul lumii
ea a fost făcută lui Abraham și descendenții lui, nu prin lege, ci prin justificarea din credință. De aceea promisiunea a fost făcută prin credință, ca să fie din har și ca promisiunea să rămână sigură pentru toată descendența. Nu numai pentru cel care provine din lege, ci și pentru cel care provine din credința lui Abraham, care este părintele nostru, al tuturor, după cum este scris, te-am pus părinte al multor neamuri, înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care dă viață celor morți și cheamă la ființă cele ce nu sunt. Sperând, împotriva oricărei speranțe, el a crezut că va deveni părintele multor neamuri, după cum i se spusese, așa va fi descendența ta. Pentru aceasta i s-a considerat ca justificare. Cuvântul Domnului. Care locuiesc în casa ta, Doamne, pentru că te pot lăuda mereu. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Iacob i-a dat naștere lui Iosif, soțul Mariei, din care s-a născut Iisus, cel care se numește Hristos. Nașterea lui Iisus Hristos însă a fost astfel. Mama lui, Maria, fiind logodită cu Iosif, înainte ca ei să fi fost împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, soțul ei, fiind drept și nevoind să o expună, a vrut să o lase nascuns. Cugetând el la acestea, iată că un înger al Domnului i-a apărut în vis, spunându-i: Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, soția ta, căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, căci el va mântui poporul său de păcatele sale. Trezindu-se din somn, Iosif a făcut după cum i-a poruncit îngerul Domnului. Cuvântul Domnului. Zâmbet îndrăzneț, privesc în mine și inima mi-o prind
în mână, tremurând, îmi strâng comoara la ureche și ascult. Îmi pare că țin în mâini o scoică, în care prelung și neînțeles răsună zvonul unei mări necunoscute. O voi ajunge? Voi ajunge vreodată pe malul acelei mări, pe care azi o simt, dar nu o văd? Preasfințiile voastre, sfințiile voastre, dragi tineri, iubiți credincioși, am ales să încep cu această poezie pentru că avem această solemnitate deosebită a Sfântului Iosif. Această poezie îmi spune că un zâmbet îndrăzneț să intru în mine, adică să intru în mine, în profunzimea mea, senin. Și să-mi dau seama că nu există doar realitatea din afară, ci că există o realitate profundă, că există ceva deosebit, ceva măreț. Și apoi, comoara adevărată, spune această poezie, este inima, adică într-un fel ceea ce nu se vede. Aș putea să spun că această comoară care nu se vede este viața veșnică, este împărăția lui Dumnezeu, aș putea extrapola până acolo. Și apoi, ascult, ce a făcut Sfântul Iosif dacă nu a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, de mesajul îngerului? Chiar se glumea la noi la masă și se spunea, este solemnitatea Sfântului Iosif și va trebui să predic, atunci spui simplu, ascult. Și stăm în ascultare, mă așez, stăm 5 minute, frumos. Ascult. Capacitatea mea de a asculta nu doar un radio, nu doar muzică, nu doar niște mesaje, ci capacitatea de a intra și asculta lucruri care privesc viața veșnică, totalitatea noastră. Și parcă aud zvonul unei mări necunoscute. Deși credem, ne rugăm, avem atâtea acte de pietate, viața veșnică, cerul, lumea sfinților în care este și Sfântul Iosif, rămân oarecum necunoscute, intangibile în imediat, sau oricum nu percepibile, așa cum percepem lumea din afară. Și totuși, voi ajunge să văd acea lume pe care o simt, pe care Dumnezeu a sădit-o în sufletul meu, în inima mea, în ființa mea. Voi ajunge să o văd. Voi ajunge. De aceea avem această solemnitate a Sfântului Iosif, pentru a ne arăta că sunt sfinți care sunt lângă Dumnezeu. Și eu pot face parte din această sferă a Sfinților lui Dumnezeu, din această realitate. Sfântul Iosif a primit mesajul lui Dumnezeu, știm, cum am auzit în Sfânta Scriptură, și prin intermediul unui vis. A avut mai multe vise. Între diferite sfere la care trebuie să fim atenți în drumul nostru spiritual, prin care Dumnezeu ne întâlnește și ne vorbește, sunt gândurile noastre, sentimentele noastre, dar este și trupul nostru și chiar visele noastre.
Evagrie Ponticul spunea că nu există întâlnire autentică cu Dumnezeu fără o întâlnire sinceră cu sine însuși. Religiozitatea noastră devine cu ușurință o evlavioasă fugă de sine. Când? Atunci când excludem întâlnirea cu noi înșine. Când nu vrem să intrăm în noi înșine, așa cum ne-a spus și poezia de la început, cu seninătate, dar deciși. Cu cât ne întâlnim mai mult pe noi înșine, de fapt, îl întâlnim mai mult pe Dumnezeu și cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, ne apropiem de noi înșine. Nu voi vorbi despre interpretarea psihologică a viselor, ci mă voi limita la a mă întreba dacă visele pe drumul meu de credință sunt o ficțiune sau o realitate. De fapt, ce este real? Suntem capabili să cunoaștem realitatea sau vedem de fapt doar o aparență a ei? A fost o întreagă dispută filozofică în acest sens. Ce este real? Lumea spirituală a ideilor, dacă e să folosim limbajul platonician, sau materia, ceea ce putem atinge, ce este real? Metafizica ne învață că Dumnezeu este adevărata realitate și că noi suntem reali numai în măsura în care participăm cu ființa lui Dumnezeu. Dacă raportăm această propoziție a metafizicii la viața noastră, descoperim că trăim prea puțin în conformitate cu ea. Dintr-un punct de vedere teoretic, fără îndoială că ne dăm seama, dar în înțelegerea noastră concretă despre realitate, real este ceea ce facem noi înșine. În centrul realității noastre suntem noi. Noi suntem cei care lucrăm. Noi suntem cei care gândim. Noi suntem cei care avem sentimente, noi suntem cei care proiectăm, care dăm formă la tot ceea ce ne înconjoară. Dumnezeu își găsește locul în acest univers al nostru numai marginal și numai în măsura în care îl acordăm. Ne proiectăm până și viața noastră spirituală, dăm formă rugăciunii noastre, dar și aici noi suntem regizorii. Noi îi atribuim rolul lui Dumnezeu pe care trebuie să-l joace, cât trebuie să intre în viața mea, până unde. În fond, aceasta este o realitate în mare măsură fără Dumnezeu. O realitate în care noi suntem patronii și Dumnezeu pus undeva la marginea existenței. În fața acestei realități a vieții noastre, fără Dumnezeu, visul ne îndreaptă spre o altă realitate spirituală. Dacă luăm în serios metafizica, atunci Dumnezeu este realitatea adevărată și noi suntem reali numai măsura în care participăm la El, am spus. Dumnezeu este mai aproape de noi decât suntem noi de noi înșine. Știți foarte bine, spunea acest lucru Sfântul Augustin și este tare adevărat. Dragi și iubiți credincioși, dacă scoatem sacrul din existența noastră, dacă îl eliminăm pe Dumnezeu din viața noastră, atunci, de fapt, realitatea este și fără de mine. Eu nu mai sunt acolo. Omul nu mai există acolo. Sufletul nu mai există în acea realitate. Ne vom prăbuși sub greutatea unei vieți aneantizate, fără direcție și fără niciun sens. Fără îndoială, visele nu sunt univoce. Trebuie să le confruntăm de fiecare dată cu realitatea vieții noastre, cu mesajul Sfintei Scripturi, a Evangheliei sale, a persoanelor pe care le întâlnim, a gândirii, a sentimentelor noastre, a ascultării față de persoanele care au fost instituite cu o anumită autoritate și care corespund chemărilor. De aceea, când cineva crede că are nevoie să mediteze doar la visele proprii, greșește.
El merge în întâmpinarea visului nu ca la un tu, ca la cineva care vrea să-mi spună ceva, ci se retrage și se scufundă în el, de fapt, în inconștient. Sfântul Iosif, pe care îl sărbătorim astăzi, a integrat realitatea visului cu mesajul Bibliei, cu tot ceea ce a transmis Vechiul Testament, cu bunătatea la care se simțea chemat în conștiință să o manifeste față de ceilalți. A integrat realitatea visului cu practica religioasă, cu dreptatea, dar și cu rațiunea omului chemat să fie tată purtător de grijă. Din păcate, am promis că voi face o omilie de doar 5 minute. Cu siguranță au trecut cele 5 minute, nici nu m-am uitat la ceas când am început. Și aș fi la jumătate, nu știu dacă să mai continui sau nu. Aș vrea să mai ating câteva noțiuni legate de paternitate, despre care a vorbit Papa Francisc. Voi încerca să fiu cât mai succint posibil. Tată tandru, când spun tandrețe, mă gândesc imediat la feminitate, la feminin, la mamă. Ce are de-a face tandrețea cu tatăl, cu paternitatea? Poate fi tatăl tandru? În munca mea de la tribunal, mi s-a dat să întâlnesc situații în care să mi se povestească ce le atrăgea pe unele domnișoare la anumiți bărbați. Și era și acest fapt al tandreței, al gingășiei, al atenției. Deci are loc tandrețea în paternitate, în ceea ce înseamnă tată. Și sunt convins că și Iisus a trăit tandrețea, delicatețea lui Dumnezeu în Sfântul Iosif. Ori delicat înseamnă drag, cald, iubit, familiar, fin, finețe, frumos, drăgălaș. Putem fi tandri numai cu cineva drag, pe care nu-l bruscăm sau nu-l criticăm cu brutalitate. Eu cred că Iisus a realizat că Iosif nu l-a tratat ca pe o posesie, un alt aspect important, caz în care nu ar mai fi vorba despre o tandrețe veritabilă. Ce minunat e să vezi tați care folosesc vorbe și gesturi delicate. Cât e de frumos să ai parte din partea Tatălui de tandrețe care să te facă să te simți stimat și prețuit, în care să-ți descoperi de fapt propria-ți frumusețe și să-ți deschidă orizonturile spre viața până de dincolo și să-ți întărească pasul în această viață, că mergi cu precizie către ceva, către cineva. Și acest lucru, chiar în ciuda slăbiciunilor noastre, istoria mântuirii se împlinește și prin toate greșelile și păcatele oamenilor. De prea multe ori credem că Dumnezeu dă credit părții noastre bune și câștigătoare. De fapt, cea mai mare parte a planurilor lui Dumnezeu se realizează prin și în ciuda slăbiciunilor noastre. Sfântul Iosif ne învață că a avea credință Dumnezeu presupune și faptul că El poate să lucreze prin fricile noastre, prin fragilitățile noastre, prin slăbiciunile noastre. Ne învață că în mijlocul furtunilor vieții nu trebuie să ne temem să lăsăm pe Dumnezeu la cârma bărcii noastre, a vieții noastre. Sfântul Iosif a făcut tot acest lucru. L-a lăsat pe Dumnezeu să lucreze în el, a primit mesajul de la înger. O altă nuanță este aceea de tată primitor. Sfântul Iosif o primește pe Maria fără să pună condiții preventive, se încrede în cuvintele îngerilor.
Noblețea inimii sale face ca într-o lume în care violența, nu știu, psihologică, verbală, fizică, asupra femeii sunt evidente. Nu, asta să nu credeți că și viceversa nu este valabil, dar nu e cazul să intru în această temă. Deci Iosif, cu modul lui de a fi, să se prezinte ca figura omului respectuos, delicat, care chiar dacă nu posedă toate informațiile, se deschide pentru a apăra demnitatea și viața Mariei. Și în dubiul său cum să acționeze mai bine, Dumnezeu îl ajută să aleagă iluminându-i judecata. De atâtea ori în viața noastră au loc evenimente al căror înțeles poate că ne scapă. Prima reacție ar fi aceea revoltei sau a deznădejdii. Sfântul Iosif lasă deoparte raționamentele sale pentru a face loc provocării, primind cu responsabilitate ceea ce pare atât de misterios. Viața spirituală a lui Iosif ne arată nu o cale care explică, caută să explice totul, ci care se deschide, primește și apoi acționează. Trebuie să stăm departe de gândul că a crede înseamnă a găsi cu ușurință soluții consolatoare. Credința pe care ne-a învățat-o Hristos este, în schimb, ceea ce vedem în Sfântul Iosif, care nu caută scurtături, dar înfruntă cu ochii deschiși ceea ce îi se întâmplă, asumându-și în prima persoană responsabilitatea față de Maria, față de pruncul Iisus. Este un tată curajos și creativ. Nuanțe ale paternității în dificultățile pe care le-a întâlnit. Nu s-a oprit, nu a abandonat misiunea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o, ci a căutat soluții. Ne spune Evanghelia, a luat pruncul și pe mama lui și a plecat în Egipt și de acolo la fel, s-a întors înapoi. Nu i-a uitat acolo, nu s-a ridicat și a plecat în altă parte uitând de ei. Câți stați nu sunt plecați în lume și pe această cale îi salut pe toți? Provocați poate de condițiile sociale sau familiale, au plecat departe. Să se jertfească. Și nu au uitat de ceea ce este mai prețios, de adevăratele comori, de soție, de copii, de credință. Ce minunat ar fi dacă și noi am reușit, asemenea Sfântului Iosif și asemenea acestor persoane, să nu uităm niciodată, dar niciodată, de adevăratele comori. Și aceste comori să le prețuim, să le ocrotim, așa cum Sfântul Iosif a ocrotit pe Sfânta Fecioară Maria, pe Sfântul Iisus și astfel a ocrotit biserica. Și noi, ocrotind pe Maria, pe Iisus, ocrotim biserica și ocrotim această comunitate a noastră și ocrotim viața pe acest pământ. Amin. Să ne mărturisim acum credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioara, și s-a făcut om,
s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șa de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, sărbătorindu-l astăzi pe Sfântul Iosif, patronul Bisericii Universale, îl rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvânteze, pentru că împlinindu-ne conștiincios îndatoririle stării noastre, să contribuim la zidirea cetății pământești după voința lui Dumnezeu și la venirea împărăției cerurilor. Doamne Iisuse Hristoase, care ai voit să fii numit Fiul Tâmplarului din Nazaret, ocrotește biserica ta și binecuvântează munca Sfântului Părinte Papa Francisc, a Episcopului nostru Iosif și a tuturor celor care vestesc cuvântul tău. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne putere și bucurie în împlinirea îndatoririlor noastre zilnice. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne harul să ne îndeplinim munca în spirit de slujire a ta și a aproapelui și astfel să o transformăm în rugăciune. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută-i pe părinți să-și educe copiii în iubirea față de tine. Te rugăm, ascultă-ne! Tăruiește-le copiilor și tinerilor dragoste față de muncă. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne lumină și tărie ca să putem împlini voința ta în momentele grele. Te rugăm, ascultă-ne! Mângâie-i cu prezența ta pe cei aflați în agonie și primește-i pe cei răposați să se bucure de vederea ta. Te rugăm, ascultă-ne! Doamne Părinte Ceresc, te rugăm cu umilință și încredere prin mijlocirea Sfântului Iosif să revești cu îmbelșugare binecuvântarea ta asupra noastră, pentru ca după exemplul lui să ne îndeplinim cu râvnă îndatoririle și astfel să ne bucurăm împreună cu el în familia cerească. Prin Hristos, Domnul nostru. Thank you.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, învrednicește-ne să slujim cu inimă curată la altarul Tău, așa cum Sfântul Iosif l-a îngrijit cu venerație și devotament pe Fiul Tău unic născut din Fecioara Maria, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Să fie cu voi și cu Dumnezeu inimile. Să-i mulțumim, Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. În sărbătoarea Sfântului Iosif îți înălțăm cântări de laudă, te binecuvântăm și te preamărim, căci Iosif, fiind bărbat drept, a fost ales de tine ca soț al Fecioarei Maria și, dovedindu-se slujitor credincios și înțelept, i-a încredințat Sfânta Familie ca să-l ocrotească cu iubire și grijă părintească pe Fiul tău unul născut, zămislit prin adumbrirea Duhului Sfânt, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Prin El, împreună cu îngerii și sfinții, cântăm imnul măririi tale cu bucurie. Thank you.
adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind a frânt-o și i-a dat-o ucenicilor săi zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta, răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, Episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce
mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, ci binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi.
iată mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos.
Să ne rugăm. Ocrotește pururi, Doamne, familia Ta, pe care ai îndestulat-o cu pâinea Ta cerească, astăzi când îl sărbătorește cu bucurie pe Sfântul Iosif, și binevoiește a păstra în ea darurile pe care îi le împărtășești fără încetare, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Vă voi da binecuvântarea acum, la sfârșitul Sfintei Liturghii solemne în cinstea Sfântului Iosif, și imediat după vom lansa oficial, deși activitatea a început de dimineață, de la ora 5, noul post de radio Iercis FM. De aceea, să aveți răbdare puțin, rămâneți după, pentru ca să se facă o prezentare din partea părintelui Adrian Blăjuță, cel care coordonează tot Iercis Media, și de asemenea câteva luări de cuvânt. Iar la final vom coborî câțiva dintre noi, cel puțin, jos pentru a binecuvânta studiourile unde această echipă lucrează și va lucra la noul post de radio, repet, Iercis FM. Domnul să fie cu voi! Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Preasfințite Iosif, Preasfințite Petru, Părinte Decan de Iași Paul, Părinte Decan de Bacău Isidor, Cucernici Părinți, Domnule Primar Mihai, Domnule Suprefect de Bacău Narcis, prieten al Iercis FM-ului, dragi persoane consacrate, dragi tineri, dragi membri ai Asociației Presa Bună, iubiți credincioși, vreau să vă cer permisiunea pentru a mă face vocea sutelor, miilor de persoane care, prin mijloacele diecezei de comunicare, au urat Preasfințitului nostru Iosif multă sănătate și binecuvântare de la Domnul. Felicitările pe care le-au transmis prin aceste mijloace de comunicare vreau să ajungă și prin vocea mea la Preasfinția voastră și cu mulțumirea pentru susținerea pe care ați arătat-o mereu față de proiectele Iercis Media și acum Iercis FM. Iercis FM se lansează astăzi, radioul diecezei romano-catolice de Iași. În sărbătoarea Sfântului Iosif, patronul Bisericii Universale, sub a cărui protecție a fost pus de către Papa Francisc anul pastoral în care ne aflăm, astăzi, vineri 19 martie 2021, este lansat postul de radio al diecezei romano-catolice de Iași, Iercis FM. Ne-am rugat la Sfânta Liturghie ca mulțumire pentru tot ce am realizat până acum și ca o cerere de noi haruri pentru radioul Iercis FM. Peste câteva momente vor fi binecuvântate studiourile și redacțiile unde vom funcționa, unde va funcționa radioul diecezei. Preoții se vor îndrepta spre sacristie,
iar preasfințiții noștri, împreună cu părinții decani, cu oaspeții noștri și cu echipa de la ERCIS FM, ne vom îndrepta spre studiouri pentru a le binecuvânta. Toți cei care rămâneți în catedrală, toți cei care sunteți în comuniune cu noi prin mijloacele de comunicare, rămâneți pentru că se va transmite acest moment și prin ecranele din catedrală, dar bineînțeles și pe internet. În zilele următoare veți avea ocazia, cine dorește, să vină și să viziteze aceste studiouri de unde vom transmite Cuvântul Domnului în toată dieceza, în toată lumea. Peisajul media s-a îmbogățit cu un nou post de radio, ERCIS FM, înființat prin decretul episcopal cu numărul 536 din 18 martie 2021, un radio dedicat nu doar romano-catolicilor, ci și celor care vor să afle mai multe despre cultură, sănătate, viața de familie sau vor să asculte diferite genuri muzicale. Un drum nou, o echipă tânără și credința că mereu împreună cu tine va fi bine. ERCIS FM, radioul diecezei romano-catolice de Iași, a început să emită de astăzi, de la ora 5, așa cum a amintit și Preasfințitul. Având un program special cu această ocazie, în prima parte a zilei, aflându-ne la seminarul nostru, care și-a sărbătorit patronul, pe Sfântul Iosif. Pentru început, acest radio emite doar online, urmând ca în perioada următoare să se continue demersurile pentru obținerea frecvențelor radio necesare pentru ca radioul diecezei să poată fi auzit și la radiourile din casele credincioșilor. Radioul va putea fi ascultat, deocamdată, de pe site-ul oficial www.ercisfm.ro, pe pagina oficială de Facebook a radioului. Totodată vor putea să fie descărcate aplicații pentru toate telefoanele cu Android și iOS sau iPhone și, bineînțeles, link-urile necesare pentru diferite programe pe calculator sau telefon prin intermediul cărora se va putea asculta ERCIS FM. Deja de pe pagina oficială se poate, site-ul oficial al radioului, se poate intra pe un player și se poate asculta ERCIS FM. Pe pagina Facebook a radioului, credincioșii pot fi la curent cu noutățile, deja fiind anunțate multe dintre emisiunile și programele diversificate ale noului radio, peste 35 de emisiuni. ERCIS FM va fi un post de radio necomercial, un mijloc de comunicare în sprijinul răspândirii Cuvântului lui Dumnezeu, care se regăsește în Sfânta Scriptură și care are mereu cel mai frumos și plin de speranță mesaj pentru oamenii din toate timpurile, dar și informații din viața diecezei de Iași, din viața Bisericii Universale, învățături și muzică pentru o dezvoltare integrală. Emisiunile vor fi mixte. Pe lângă temele religioase, vor fi incluse și alte teme din viața de zi cu zi, programe culturale și sociale. Formatul macro va fi de asemenea mixt, va fi introdusă muzică din diferite genuri, știri și programe din diferite domenii, deoarece se dorește ca prin ERCIS FM să se ajungă la toate vârstele publicului care se dorește a fi cât mai diversificat. Un spațiu larg va fi oferit și dialogului cu ascultătorii pentru a răspunde la frământările și întrebările lor. Programele acestui radio sunt realizate de o echipă de 10 persoane angajate în cadrul Asociației Presa Bună, cu o bogată experiență acumulată în activitatea audiovizuală, la proiect alăturându-se și peste 25 de colaboratori, specialiști din diferite domenii de activitate, fie preoți, fie profesori, fie doctori, fie studenți. Un spațiu larg va fi oferit și celorlalți voluntari care vor dori să sprijine în diferite moduri proiectul acestui radio. Numele ERCIS FM este acronimul de la numele instituției diecezane, Episcopia Romano-Catolică de Iași. Acronim cu care publicul este deja obișnuit, deja prin site-ul oficial al Episcopiei de Iași, www.ercis.ro, dar și al Departamentului Audio-Video al Episcopiei de Iași, ERCIS Media. Completarea FM arată deja dorința și efortul care se fac
pentru și efortul care se face pentru ca acest radio să se audă și în eter, prin frecvențe FM, în mod special pe teritoriul Moldovei, zona diecezei romano-catolice de Iași, frecvențe care se vor alătura difuzării online. Prin motoul Mereu împreună cu tine, Hercis FM își propune ca toți ascultătorii să se simtă cu adevărat însoțiți oriunde ar fi, oferindu-le nu numai informații, ci mai presus de toate, hrănindu-le inima, sufletele, prin sfintele liturghii, meditații, exemple de sfinți și oameni care l-au descoperit pe Dumnezeu în spiritul diecezei romano-catolice de Iași și pentru a răspunde mai bine la sensibilitatea credincioșilor catolici din zona Moldovei. Mai ales în aceste timpuri, oamenii au nevoie de speranță și încurajare în trăirea vieții, iar Hercis FM, prin programele și prin muzica sa, credem că poate veni în întâmpinarea acestor nevoi ale lor. Ne dorim ca acest radio să fie un radio nu doar pentru persoanele de confesiune romano-catolică, pentru că programele sunt îndreptate spre toate categoriile de vârstă sau confesiune sau poziție socială. De altfel, așa cum este specificat și în statutul Asociației Presa Bună, asociația care gestionează Hercis FM se dorește și prin acest canal de comunicare promovarea diversității culturale și religioase prin emisiunile și transmisiunile realizate de Hercis FM. Îndemnăm pe toți să facă o rugăciune pentru reușita acestui radio. Totodată, bineînțeles, realizatorii acestui radio se bazează și pe generozitatea credincioșilor pentru ca radioul să poată funcționa și să se dezvolte, ajungând să fie ascultat și la radiourile din fiecare casă. Pentru acestea, sigur, vom reveni ulterior cu mai multe informații. Mulțumesc! Sigur că ne vom ruga, așa cum ne-a îndemnat Părintele Adrian acum, și la această Sfântă Liturghie și ne vom ruga și în continuare ca Dumnezeu să ne ajute să fie de bun augur, cum se spune acest început, cu Radio Hercis FM. Dorința de a avea un radio al diecezei noastre este veche, ne va spune acum Preasfințitul Petru Gherghel, este o dorință care astăzi se împlinește și nu mă îndoiesc că se bucură împreună cu noi, Preasfințitul. Sfinția voastră, Părintele Episcop Iosif, dragi și veți părinți, concelebranți, decani, profesori, oaspeți, stimate autorități, domnule primar, domnule subprefect, dragi și iubiți oaspeți în această catedrală și prin mijloacele de comunicare aici prezenți, astăzi avem două lucruri mare și frumos. Amintirea Sfântului Iosif, pe care în acest an, Sfântul Părinte Papa Francisc l-a prezentat și îl prezintă mereu ca unul care ne ocrotește, care ne redă speranța și care ne îmbucură. Pentru că el, și acum am auzit și la predică, el, Sfântul Iosif, a primit o asemenea misiune pe care încă n-am putut și nu vom putea să o înțelegem pe deplin. Să fie Tatăl purtător de grijă al lui Iisus. Mai mult, a Sfintei Familii. Și este, de fapt, prima noastră bucurie că avem acest Sfânt. Și mă întreb spre Preasfințitul Iosif, cum Dumnezeu i-a încredințat Iosif misiunea și grija pentru familia din Nazaret? Dumnezeu i-a încredințat și Preasfințitului această misiune pentru familia noastră, familia Bisericii. De aceea ne bucurăm și din toată inima vrem să-i spunem Preasfințitului, când va fi greu, să privească spre Iosif.
pe care știu că îl prezintă mereu oriunde merge și că se roagă pentru draga noastră biserică. Acesta este punctul din tâi și de aceea mă opresc aici pentru Preasfințitul, spunându-i la mulți ani, spunându-i binecuvântare de la Dumnezeu, prin mijlocirea Sfântului Patron, Sfântul Iosif, și vă rog să le aplaudați cu mine. Al doilea punct, l-a anunțat Preasfințitul Radio al diocezei, numit acum, așa cum scris, Ercis FM. E o problemă care ne-a preocupat mereu, ales după anul când s-au schimbat lucrurile în România. Și am insistat mult să putem avea. N-a fost posibil chiar să facem ceea ce am dorit, un Radio Gloria care să fie mult deschis pentru a-L preamări pe Dumnezeu și a-L cinsti pe om, și un radio care cu adevărat să ne satisfacă sufletele noastre. A fost, în schimb, posibil să avem mai târziu în radio nostru Iași, aici, local, este o mare binecuvântare, și anume să fie o oră dedicată celebrărilor sfinte, a Sfintei Liturghii, Radio Iași, local. O mare bucurie și o mare împlinire. Și mai avut apoi încă un pas, pasul pe care, sigur că l-am trăit cu toții și încă îl trăim, Radio Maria, care, sigur că e departe, dar e aproape pe undele pe care le transmite peste tot în România. Și ne-am bucurat și de acest lucru. Astăzi am avut acest har și ne bucurăm și avem în fața noastră o echipă, o lucrare, un dar al lui Dumnezeu, pus o clădire a Sfântului Iosif și sigur că sub bucuria orânduirii și curânduirii Preasfințitului Iosif. Pentru toți cei care au lucrat până acum, preamântat cu Părintele Adrian în Cuță, pentru toți cei care au oferit slujirea lor pentru Radio Maria și pentru radio care urmează, încă o dată vă invit la un aplauz și o mulțumire lui Dumnezeu și dumneavoastră. Să ne binecuvânteze Dumnezeu prin mijlocirea Sfântului Iosif, ocrotitorul nostru în acest an și-a de încercat, dar care ne mărește mereu speranța că Dumnezeu e cu noi, rămâne cu noi și ne ocrotește. Vă mulțumesc! Suflet, multă sănătate și bucurie. Am scris o scrisoare pe care am să o citesc. Am vrut să o spun pe de rost, dar am să o citesc de data aceasta.
În această zi specială în care trăim solemnitatea celebrării Sfântului Iosif, permiteți-mi să vă adresez cele mai calde urări de sănătate și împlinire sufletească cu ocazia zilei onomastice. Bunul Dumnezeu să vă ocrotească și să vă întărească în misiunea spirituală pe care o desăvârșiți în fruntea diecezei romano-catolice de Iași, spre alinarea sufletelor tuturor credincioșilor ieșeni. La mulți ani și binecuvântați! Iisus Hristos. Veci, veci, nu m-am pregătit de un speech după o zi de lucru și după o navetă de la Bacău aici. Totuși am să zic câteva cuvinte. Preasfințite Iosif, preasfințite Petru, părinte decan de Bacău, pentru că de acolo vin și eu. Mă bucur foarte mult să fiu alături de Sfinția voastră, de preasfințiile voastre și să transmit din partea credincioșilor romano-catolici din județul Bacău, în primul rând, un sincer la mulți ani preasfințitului și la mulți ani și mult succes echipei RCS FM. E adevărat că la nivelul județului Bacău e o așteptare extrem de mare acest radio. Pentru mine personal, care sunt și navetist, eu sunt din Comănești deloc, în fiecare dimineață, cel puțin azi dimineață, am avut bucuria pe telefon să ascult până la serviciu, timp de o oră, rozariu și alte rugăciuni și cântece frumoase, care mi-au pansat sufletul pentru timp de o oră. De acum încolo și eu, ca și mulți alți credincioși romano-catolici, așteptăm ca echipa RCS FM, împreună cu părinții, cu preoții care vor pregăti emisiunile și cu credincioșii, să ne panseze sufletul, să ne unească împreună ca Sfânta Biserică Romano-Catolică să fie o biserică unită, spre binele tuturor. Preasfințite încă o dată, un sincer la mulți ani și dacă îmi permiteți, aș vrea să zic un la mulți ani și Consiliului Diecezan și membrilor Acțiunii Catolice, pentru că și dânsii sfințesc astăzi sau se bucură de patronul său, Sfântul Iosif. Multă sănătate și la mulți ani! Mulțumesc! Concluziile. Preasfințite Petru, cucernice părinte Adrian, Blăjuță, cucernici părinți decan, sfințiile voastre, stimate domnule primar Mihai Chirica, primarul orașului nostru, și stimate domnule Narces Jitaru, subprefect al județului Bacău, și iubiți credincioși, vreau să vă mulțumesc mai întâi tuturor pentru urările frumoase și gesturile de prețuire, mai ales pentru sprijinul spiritual pe care mi l-ați acordat prin rugăciunile pe care nu mă îndoiesc le-ați făcut astăzi și în multe alte împrejurări și vi le cer în continuare, pentru că am nevoie de ajutorul Domnului ca să-mi pot împlini cât mai bine slujirea mea ca episcop în dieceza de Iași. Dumnezeu să vă asculte rugăciunile și să vă răsplătească din belșug. La rândul meu, vă asigur de rugăciunile mele în fiecare zi. Să ne binecuvânteze totdeauna și pretutinde în cel atotputernic, prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, care este patroana catedralei noastre, patroana diecezei noastre, dar și a Sfântului Iosif, a fericitului Anton Durcovici, a tuturor sfinților. Avem mereu nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu și de ocrotirea sfinților. Un cuvânt de aleasă prețuire, de mulțumire și de încurajare pentru părintele Adrian Blăjuță, cel care coordonează, conduce RCS Media și tot ceea ce este legat de ea. Și de asemenea, nu numai lui, ci întregii sale echipe,
tuturor colaboratorilor, o parte sunt prezenți aici la această celebrare din Iași și din altă parte, la preoți mă refer în primul rând, dar sunt și laici și bineînțeles le doresc din toată inima ca acest post de radio care a fost deschis, inaugurat astăzi, să fie de mare folos, așa cum a subliniat Părintele Adrian puțin mai înainte, nu numai pentru catolicii noștri, dar pentru toți cei care doresc să asculte acest post de radio, atât pentru binele lor spiritual, cât și pentru folosul lor, pentru că, ați auzit, emisiunile sunt foarte variate. Să fie de bun augur acest început. Le vom fi alături nu doar cu rugăciunile noastre, dar și cu sprijinul nostru și financiar, după posibilități fiecare, dar și sprijinul nostru atunci când vom fi solicitați să colaborăm într-un fel sau altul pentru dezvoltarea acestui post de radio. Dumnezeu să ne binecuvânteze această slujire în biserică și să o facă rodnică, să fie cât mai variată, cât mai bogată în conținut, cât mai frumoasă, spre slava sa și spre binele nostru al tuturor. Vom păstra, poate unii se vor întreba, ce facem cu celelalte posturi de radio? Le prețuim mai departe, vom păstra colaborarea cu postul de Radio Maria, cu alte posturi de radio din țară și chiar din străinătate, cu Radio Vatican, în condițiile sigur stabilite de conducerile acestor posturi de radio, toate să fie spre binele și spre folosul nostru al tuturor. Mulțumesc corului bisericii noastre, Juvenes Ecclesiae, care a fost la înălțime, ca întotdeauna, și mi-a înălțat sufletul, mai ales că au pus și accentul pe ceea ce prețuiesc și iubesc eu mult, afară de cântările solemne, la împărtășanie, cântecul preferat de mine, unul din cântecele preferate de mine, când va fi greu să fim mereu în doi, adică eu, fiecare dintre noi și al doilea Iisus, mereu în viața noastră. Vă mulțumesc din suflet. Vom merge acum împreună cu Preasfințitul, cu părinții decani, părintele Blăjuță, cu invitații noștri, la subsolul catedralei ca să binecuvântăm redacțiile, studiourile postului nou de radio RCS FM. Și ceilalți, sigur, veți putea urmări, cum spunea Părintele, pe ecran în biserică aici, ceea ce noi vom face la subsolul catedralei, binecuvântarea acestor studiouri și redacții. Sperăm într-un viitor să fie și apropiat, după cum va fi cazul, să putem ridica o construcție nouă undeva aproape de noi aici, în curtea catedralei, adaptată și dotată cu tot ceea ce este necesar pentru un astfel de obiectiv religios. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Din nou vă mulțumesc și vă doresc tuturor o seară frumoasă, har și binecuvântare de la Dumnezeu și în continuare un post rodnic, acum și frații ortodoxi sunt împreună în pregătirea pentru marea și frumoasa sărbătoare a Paștelui, pe care n-am vrea să o facem cu bisericile închise și sperăm să fie deschis și credincioșii noștri să vină și împreună să trăim, că e cea mai mare bucurie a religiei noastre creștine, Paștele, învierea lui Iisus, care înseamnă și învierea noastră. Lăudat să fie Iisus Hristos! Și frumos este a ta, fii pe șerpe.
Dumnezeule, a cărui înțelepciune este nesfârșită și a cărui comoară de bunătate este nesecată, luminează neîncetat mințile oamenilor ca ei să deschidă noi căi prin care să-și poată comunica mai ușor știri de orice fel. Dacă sunt folosite cum se cuvine, aceste descoperiri ale tehnicii oferă un sprijin puternic neamului omenesc, fiindcă ele contribuie mult nu numai la a da un ajutor potrivit la nevoie, ci și în anumite situații la răspândirea și întărirea împărăției lui Dumnezeu. Din Evanghelia după Sfântul Marcu. În acel timp Iisus înviat s-a arătat celor 11 ucenici pe când stăteau la masă și le-a spus: mergeți în lumea întreagă, predicați Evanghelia la toată făptura. Cine va crede și va fi botezat se va mântui, iar cine va refuza credința va fi osândit. Acestea sunt semnele care îi vor însoți pe cei care cred. În numele meu vor alunga demoni, vor vorbi limbi noi. Chiar dacă vorbea o travă, nu le va dăuna. Își vor pune mâinile peste cei bolnavi și ei se vor vindeca. Domnul Iisus, după ce le-a vorbit, s-a înălțat la cer și șade de-a dreapta lui Dumnezeu, iar ei au plecat să predice pretutindeni. Domnul Iisus lucra în ei și le întărea cuvântul prin semnele care urmau. Cuvântul Domnului. Laudă-ți. Așa cum am auzit în acest fragment din Evanghelie, Iisus îi trimite pe apostoli, pe ucenici în lumea întreagă să predice Evanghelia. Nu erau mijloacele moderne, tehnice de astăzi, că suntem convinși că Iisus le-ar fi folosit pentru a-și face cunoscută învățătura. Noi care, așa cum ne-a creat Dumnezeu, să stăpânim pământul, să progresăm mereu și am ajuns la acest punct în privința tehnicii, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste mijloace de informare în masă și folosim atât televiziunea cât mai ales undele de radio, în cazul de față RCS FM, pentru ca să facem cunoscută învățătura lui Iisus, cuvântul său. Mergeți în lumea întreagă, mergem și pe undele de radio pentru a-L face cunoscut pe Iisus și învățătura Lui, pentru că toți oamenii au nevoie de El, așa cum am spus-o de multe ori și o voi sublinia fără încetare, El este unicul mântuitor al lumii. Îl rugăm să binecuvânteze și să facă rodnic această inițiativa noastră, pentru ca RCS FM să fie mereu la înălțime și de folos tuturor celor care vor fi alături de noi și ne vor asculta. Să ne rugăm! Te binecuvântăm cu umilință, Doamne, Dumnezeule atotputernic, Tu care îi luminezi și îi îndemn pe oameni ca pătrunzând tainele lumii zidite de Tine să împlinească în mod minunat lucrarea Ta. Privește cu bunăvoință, Doamne, spre slujitorii Tăi care se vor folosi de aceste mijloace dobândite cu iscusință prin munca lor îndelungată. Fă ca ei să răspândească adevărul, să hrănească iubirea, să apere dreptatea, să împartă bucuria, să păstreze și să întărească între toți pacea pe care ne-a adus-o din ceruri Domnul nostru Iisus Hristos, care împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Și acum să ne rugăm împreună așa cum ne-a învățat Domnul, Tatăl nostru. Noi în ispit, și ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie,
cea plină. Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între și binecuvântat este rodul. Sfântă Mare, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru acum și în ceva. Sfinte Iosife, fericit Anton Durcovici, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Trimite, Doamne, din cer pe îngerul Tău ca să-i viziteze, să-i apere, să-i păzească de rău, să-i ocrotească și să le facă rodnică munca tuturor celor care o vor desfășura în aceste studiouri ale radioului RCIS FM. Așa te rugăm prin Hristos Domnul nostru. Amin. Să vă binecuvânteze Dumnezeu Atotputernicul, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Celebrarea s-a sfârșit. Mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Am binecuvântat, dragi ascultători, dragi prieteni, aceste studiouri din care vom emite, din care vom ajunge în casele dumneavoastră. Vom încerca să ne dăm tot interesul. Acum avem și binecuvântarea lui Dumnezeu, nu mai avem nicio motivație, decât nu mai avem nicio scuză, decât să ne împlinim cât mai bine această misiune, pentru ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să ajungă în cât mai multe case, în cât mai multe inimi și să fie într-adevăr o mângâiere pentru toți cei care îl vor asculta, îl vor medita. Îi mai dau cuvântul și preasfințitului, a rămas alături de mine și cred că vrea să vă mai transmită un mesaj. După acest mesaj vom avea emisiunea Dialoguri de Suflet în direct și așteptăm să intrați în direct prin telefon. Dragi ascultători ai postului radio nou inaugurat RCIS FM, personal și împreună cu preasfințitul Petru Gherghel, care era adineori aici, dar totdeauna a fost și este și va rămâne cu noi, eu vă doresc din toată inima ca acest post de radio să vă fie de mult folos sufletesc pentru binele spiritual, în primul rând, pentru că, așa cum ați auzit, acest post de radio este foarte diversificat și pentru toate vârstele, pentru toate gusturile,
Bineînțeles, nu este pentru muzică, știu eu, nepotrivită pentru acest post de radio care este eminamente creștin, romano-catolic, al dieceziei noastre de Iași. Dar veți găsi aici multe lucruri cu care să vă hrăniți sufletește, să vă bucurați împreună cu toți cei care lucrează cu sârguință și vor lucra în acest post de radio RCS FM. Vă rugăm să ne însoțiți întotdeauna cu ajutorul dumneavoastră, în primul rând spiritual, prin rugăciune, dar și financiar, în măsura posibilităților, pentru ca acest radio să progreseze mereu și să ne fie cu adevărat de folos nouă tuturor. Vă doresc din toată inima ca binecuvântarea lui Dumnezeu pe care am împărțit-o celor care au fost prezenți puțin mai înainte în catedrală, dar și în acest studio, să vă însoțească și pe dumneavoastră, familiile, viața și binecuvântarea Lui să nu vă părăsească niciodată. Vă doresc tuturor audiții plăcute la acest post de radio, succes tuturor colaboratorilor și echipei care va lucra în acest post de radio. Și pentru că suntem în postul mare, chiar dacă astăzi am ieșit puțin din atmosfera postului, în măreața sărbătoarea Sfântului Iosif, vreau să vă mulțumesc celor care v-ați rugat pentru mine, care port numele Sfântului Iosif, ca să fiu un păstor bun pentru dieceza de Iași, pentru poporul lui Dumnezeu. Vă asigur de rugăciunile mele și pentru că, spuneam, suntem în postul mare, atât noi, catolicii de rit latin, cât și frații noștri ortodoxi, tuturor vă doresc în continuare un post rodnic cu mult folos sufletesc, pentru ca pregătiți sufletește, ajutați și de radioul RCS FM, să putem trăi în mare bucurie sărbătoarea cea mai frumoasă a religiei noastre creștine și nu cu bisericile închise, ci deschise, cu toți împreună, bucuria învierii Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos și bună audiție întotdeauna! Între 19 martie 2021 și 26 iunie 2022.